Era o istorioară pe care o spunea Arsenie Boca. Și că vin niște oameni la el și îi întreabă bătrânul, că era și el duhovnic la vârsta lui. Și că e greu fără Dumnezeu, da, părinte. E greu să fii plin de păcate, da, părinte. E greu să trăiești în nenorocirea asta a lumii de azi, da, părinte. E greu prin atâtea încercări și ispite și tot ce ne întinde satana cursul, da, părinte. Și atunci întreabă un om, și ce e de făcut, părinte? Și Arsenie Boca, după ce i-a băgat în context, adică i-a lăsat să cadă exact cum a făcut satana cu Adam în măreaja lor și în răspunsul propriu le spune, păi ce e așa de greu? Nu mai săvârșiți păcatul. Nu mai faceți voia satanei. Deci așa se scapă. Și ne întoarcem de unde am plecat. Deci noi avem puterea de a ne ridica. Când spui la duhovnic, doresc să nu mai greșesc și să pun început bun și te-a dezlegat, tu te-ai absolvit. Adam n-a mai putut fi dezlegat și iertat pentru că el nu și-a dorit acest lucru. În contactul, vorbind de la egal cu Dumnezeu, că era și el Dumnezeu de acum, i-a spus, Doamne, ești vinovat că mi-ai dat o femeie. Femeia a spus, Tu ești vinovat, Doamne, că ai creat acest șarpe. Până la urmă, cred că ea, dacă o mai lăsa Dumnezeu pe Eva, la mintea ei pătrată, cred că spune așa aceasta, Doamne, de ce ai făcut pomul? De ce vă spun lucrul acesta? Scuipând trufia satanei, ne mai rămâne să scuipăm ce? Toate lucrurile lui. Toate lucrările lui, știute și neștiute. Și când scuipăm a treia oară, Biserica ne dă dreptul de a veni din pridvor în, aici, în, așa cum se cheamă, Naos, Pronaos. Aici, deasupra Pantocratorului. Unde ne veghează cine? Împăratul care stă pe tronul cerului. Și ce așteaptă? Ne spune Luca. Dă-mi, fiule, inima ta ca să-mi pun locașă în ea. Deci urmează afundarea și moartea în Hristos, cele trei afundări, în care de data aceasta, involuntar de voința diavolului și de șmecheriile lui, fiind scuipat din pridvor, batjocorit și nepădat acolo, tronul inimii se deschide, stă Hristos pe tron, dar diavolul crezi că se lasă, vine și se ascunde în văzduhul inimii. Stă deasupra tronului lui Dumnezeu. Și de unde știm aceasta? O știm din cartea lui Isaia și de la căderea lui. Suimă voi deasupra tronului lui Dumnezeu în munții cei de miază noapte și voi pune scaunul meu și voi fi asemenea celui preanalt. Deci ce observăm noi la botez? Că inima primește un cer senin care înseamnă lumina învățăturii lui Hristos, care trebuie tot timpul luminată de soarele Hristos și de lumina taborică, dobândită din fapte bune, din cunoaștere, din trăire, din rugăciune. Iar când aceasta încetează, vin norii ispitelor și a patimilor, încețoșează inima și Hristos este nevoit să nu stea în întuneric cu inimii, să plece de pe tron și satana să face din nou stăpân pe tine și tu vii la biserică și spui, părinte, nu mă pot lăsa de înjurat, părinte, nu mă pot lăsa de fumat, părinte, nu mă pot lăsa de băut, părinte, nu mă pot lăsa de drog, nu mă pot lăsa de ștoarfe, nu mă pot lăsa de păcate și de patim și continui cu înverșunare să-l ții pe dracu, pe tronul inimii și să nu lași loc puterii lui Hristos. Deci vezi? Deci, cum s-ar spune, singur îți pierzi pe cetea Sfântului Botez. Pentru că atunci când hulești, că așa spune, dacă greșești împotriva Tatălui, se iartă, că e bun. Dacă greșești împotriva Fiului, se iartă, că e bun. Dacă când greșești împotriva Duhului Sfânt, îl scoți pe El din inima ta, deja te-a luat dracu în primire și atunci e nevoie de refacerea peceților botezului, ceea ce o numim noi mirungere. Ai văzut când te întorci de la o sectă, de la o rătăcire, de la altă credință, îți face mirungerea pentru a te introduce în biserică. Deci tu ești necurat. Ăsta-i cuvântul. Tu ești șarpele de la pom.
Și atunci, care e rolul bisericii? Care e rolul legii? Simplu. Acum vă dau răspunsul. Să-ți arate unde este Dumnezeu și unde nu este Dumnezeu. Legea mi-arată unde nu este Dumnezeu. Pe viclean urăște Domnul. Pe omul păcătos îl urăște Domnul. Spune acolo, nu vor învia necredincioșii la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor. Și mai departe, intrând mai adânc în esența și în elementul acesta, ce găsim? Găsim altă adâncime. Ce fac draci în văzduhul inimii? Duc război cu toată mintea și cu tot trupul. Și ce are mintea? Mintea are și ea două stări de lucrare. Rațiunea inteligibilă, pe care o pervertește dracul. Ați fost vreodată, oamenii care purtați ochelari, te uiți pe o carte și cu ochelarii citești perfect. Când ai luat ochelarii, spui, domnule, dar nu văd literele. Ei, acea nevedere a literelor este acea întunecare a minții care te face să deformezi textul și înțelesul. De aceea, atei sunt orbi la minte. Nu sunt orbi cu ochii ăștia. Ăștia cu ăștia vezi toate relele. Ateii nu sunt orbi cu rațiunea, sunt orbi cu înțelegerea. Așa spune Hristos, cine are urechi de auzit să audă, cine are ochi să vadă. Și iarăși spune, ochii au și nu văd, urechii au și nu înțeleg. Nu aud, nu pricep. Pentru că ei sunt sub influența răului. Deci a locului în care nu există Dumnezeu. Deci asta mă face pe mine să înțeleg unde există Dumnezeu și unde nu există Dumnezeu. Nu există Dumnezeu pe tronul inimii mele când fac voia satanei și nu există Dumnezeu în văzduhul inimii mele când eu îi adăp pe dragi cu norii patimilor și a poftelor. De ce? Că spune Apostolul Pavel, lupta noastră nu e împotriva trupului și a sângelui, nu e împotriva cărnii, ci a stăpâniilor și domniilor din văzduh a acestui veac. Și cum spune și psalmistul David, ce frumos, mulți se luptă cu noi de la înălțime. De la care înălțime, omule? De la înălțimea rațiunii și a gândirii. De la imaginație, care e podul dracilor și tabla minții sau sulul de ceară, cum spun Sfinții Părinți. Stau draci acolo și ai văzut copiii de grădiniță, iau un pic și o hârtie și spune, mama, tata, vreau să scriu. Și face tot felul de scălâmbăieri pe foaie și arată ce a scris. Eu nu știu ce a scris acolo. Nici tu nu știi ca copil fără Dumnezeu ce-ți scriu dracii pe minte. Dar le înțelegi când le faci sub formă de păcate și de patimi. Vedeți? Ăla e locul unde nu este Dumnezeu. Deci ăsta este scopul. Ăsta este scopul intrării în biserică. Ăsta este scopul contactului cu Dumnezeu. Ca eu să împlinesc părticica din rugăciunea Tatăl nostru, care mi-arată când sunt în ispită și când nu sunt în ispită. Nu sunt în ispită când Dumnezeu e cu mine. Fie împărtășit, fie rugat, fie faptă bună, fie curăție, fie evlavie, fie credință. Și nu sunt cu Dumnezeu când sunt mândru, orgolios, pătimaș, dușmănos, ticălos, vicios, mizerabil, adulterin, curvar, drogat, desfrânat. Deci, vezi? Deci, aia e parte fără Dumnezeu. Și atunci biserica vine și mi-arată, nu-i bine aici, ia-o pe aici. De-aia e indicator și la circulație, cu curba deosebit de periculoasă. Și când nu se pricepe să-i explica ce înseamnă, sunt niște linii în formă de, așa se spune, alte pericole. Deci, oricând sunt sub incidența altor pericole, pentru că satana știe să învârtă cursele. Și de aceea, acum de-abia putem să intrăm în ideea a ceea ce noi numim astăzi puterea Duhului Sfânt asupra omului care are asupra lui cele trei elemente principale. Botezul, deci altoirea în Hristos, moartea și învierea cu Hristos, pecetuirea cu Duhul Sfânt, deci tot timpul sub pavăza și lumina Duhului Sfânt și ultima, Euharistia. Întorcându-ne însă la parabola de astăzi care se petrece la granița dintre Vechiul și Noul Testament pentru a desprinde litera de Duh,
Un învățător de lege, ca din totdeauna cum erau ei ispititori și deștepți, vă dau o pildă. Unul nu știa cine e aproapele lui și i-a dat pilda cu samarineanul care nici măcar nu era creștin, nici măcar nu era iudeu convins, avea și altă viziune despre idolul din Garizim. A doua oară, tânărul bogat nu și-a putut părăsi averile, n-a vândut, nu s-a dus după Hristos și s-a mai întors și întristat. Ei, învățătorul de astăzi pică în cursa literei. De aceea noi, ca să ne apărăm de Sfânta Scriptură, trebuie să folosim tot Sfânta Scriptură. Vedeți, pare ceva anormal. Cum adică să mă tem de Scriptură apărându-mă tot din Scriptură? Păi Scriptura are două tăișuri. Unul al necunoașterii și unul al neînțelegerii. Cercetați Scripturile, că în ele veți găsi viața veșnică, adică pe Hristos, și acum, dacă vreți să înțelegeți tâlcuirea acestui text, vi-l dau simplu. Ce este viața veșnică? Aceasta este viața veșnică. Ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume ca să ne mântuiască. Deci, asta îmi cere viața veșnică. Să recunosc un singur Dumnezeu, că așa începe crezul, și pe Iisus Hristos întrupat, care ce mi se face de fapt mie? Imaginea lui Dumnezeu văzut, pe care pe cuvântul întrupat văzându-l, pe Fecioara o fericim. În partea a doua vine și spune, nu vă rătăciți neștiind Scripturile. Aici poate avea capcan. Neștiindu-le că nu le-ai citit, sau neștiindu-le că le-ai interpretat greșit. Și așa a pățit astăzi învățătorul de lege, nu mai este mult, vă, 5 minute. Așa a pățit și astăzi învățătorul de lege, în momentul când a crezut că Hristos deja va rămâne extaziat de în deșteptăciunea lui. Și spune Evanghelia, un învățător de lege, ispitindu-l, deci din clar înțelegem ideea cu care a venit, l-a întrebat, învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? Eu, dacă aș fi fost Iisus Hristos, sincer vă spun, îl întrebam altfel. Dacă tu m-ai întrebat care e cea mai mare poruncă din lege, eu te întreb care e cea mai mică. Care este hotarul dintre păcat și virtute? Cine o poate spune? Gândul! Și mă duc în Scripturile lui Hristos și găsesc scris. Fraților, nu vă amăgiți cu mintea că păcatele cu gândul sunt subțiri. Că nu e neapărat să fii adulter, ci văzând femeia apropiului tău și poftind-o, deja prea curvia e săvârșit. Nu vă amăgiți cu gândul că ucigând pe aproapele ați săvârși moarte de om, ci purtând ură frate pe frate, păcat de moarte ați săvârșit. Îmi dați răspunsul unde-i hotarul dintre păcat și virtute? Gândul. Eu în clipa asta mă uit la ea, la el, la el, la el și pot să zic, o, ce idiot. Și am greșit. Pot să mă uit la el cu inima bună și să zic așa, uite ce om evlavios și credincios. Și am câștigat și pe el și pe mine. Deci puterea păcatului stă în puterea noastră de înțelegere. Deci primul păcat pe care îl face omul, dacă vreți, este să nu ai Duhul priceperii și a înțelegerii. În momentul când nu înțelegi, poate să-ți explice cineva cum spune învățătorul la școală. Domnule, nu te supăra. Ți-l am învățat în fel și chip. Păi prost, nu se prinde de el. N-are cap. Nu te mai chinui degeaba. Ăsta nu-i făcut pentru carte. E slab la minte. Așa spunem noi în popor. Ei, aici nu e vorba de slab la minte. Aici este vorba de scânteia care face legătura între rațiune și fapte. De ce nu pedepsim noi pe oligofren, pe epileptic, pe schizofren, pe depresiv, pe anxios, pe omul labil psihic, cum îi spunem noi? De ce nu îl pedepsim și citindu-i faptele ca duhovnic, le cântărim după pricepere, îl dezlegăm și îl împărtășim dacă primește Sfintele Taine? Pentru că el nu are înțelegere și discernere. Vedeți? Altul gândește pentru el. Și de unde știm lucrul acesta? Voi o să spuneți, da, de unde e inventat asta? Este chiar din Scripturi. Doamne, cine a greșit, el sau părinții lui?
Nici el, nici părinții lui. Și să proslăvească Dumnezeu. Și cum s-a proslăvit Dumnezeu? Veți vedea într-un minut. Aveți un băiat care e orb? Da. Și acum vede? Dar ce ne întrebați pe noi? Întrebați-l pe el că poate să răspundă singur? Și s-au spălat părinții pe mâini. Una, ca să arate că el avea discernere și să arate că dacă era orb, nu era și prost. Și în momentul în care a venit Iisus la el și a spus, eu sunt cel ce te-am vindecat. Ce a spus? Ce a spus orbul în clipa când a văzut? A spus un lucru excepțional. Eu nu știu dacă omul acesta e păcătos sau drept, dar știu că pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu. Ce discernem de aici? Că avem de-a face cu un om care face diferența dintre bine și rău. Acum eu iarăși întreb. Care e cel mai mare păcat? Că el era orb? Sau că erau orbi cei care îl vedeau că văd și nu pricepeau de ce vede? Care e cea mai mare poruncă din lege? Niciuna nu-i mare. Toate sunt la fel. Spune tot Scriptura. Una singură, dacă ai călcat-o, vinovat te faci de toate celelalte. Nu contează că sunt puse într-o anumită ordine. Dacă v-ați și uitat în decalog, uite, hai să aruncăm o privire simplă peste el. Să nu ai Dumnezeu străin, trecem peste prima, că am discutat-o. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele decât. Să n-ai alt Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să cinstești ziua sâmbetei, să-ți cinstești pe părinții tăi și să-ți cinstești pe părinții tăi și să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Iată primele porunci cum sună. Dacă te-ai gândit așa și le-ai analizat, nimeni nu le păzește. La ghicitoare ne-am dus toți. Pe părinți la azile am mai împins aproape fiecare că am zis că put cerșafurile dacă îți bătrân și ții prin casă. Mai ai musafiri la bloc și nu poți să-i primești în sufragerie cu miros de urină. Ei mai sunt bătrâni și mai se joacă la ragaz și poate de acasă în aer. Deci e justificat să-l împingi la azil. Nu e o problemă. Numele Lui Dumnezeu, că lei, că nu lei în deșert, contează prea puțin. Că tu, de fapt, nici nu știi cine e Dumnezeu. Deci când faci bancuri pe seama Lui, te distrezi și chiar îți pare că ești interesant. Iar ziua duminicii o găsești în târg, la bazar, la servici, la unde ai tu treabă. Nici de cum la biserică. Deci așa că prima parte a decalogului am rezolvat. Ia să vedem cum merge partea a doua a decalogului. Să nu depui mărturie mincinoasă. Să nu râvnești la lucrul altuia cu vicleșug. Să nu furi, să nu ucizi, să nu curvești. A, ce interesant! Care din ele lipsește astăzi din societate? Câți nu stau în tribunal cu mâna pe Biblie și spun de ce Domnul sunt biserica? E o simplă carte. Eu cred în Dumnezeu, dar Dumnezeu nu stă în cartoanele alea și în foile alea. O Biblie, nici măcar nu era sfințită, părinte. Bă, ce interesant! Există o Biblie sfințită și una nesfințită. Nici nu știam de asta, acum aflu. Doi. Am văzut că ăla are prea mulți popușoi pe ogor sau lucernă în țarnă. Dar nu am luat mult, părinte, cât am dat odată la vaci. Știi că așa e, te-ai oameni. Ai rezolvat-o și pe asta. Și dacă ai furat mașină de la poartă? Și dacă ai furat geamurile de termopan? Și dacă ai tăiat pomii? E o problemă. Avea prea mult. L-ai ajutat să fie mai smerit. Și dacă mergem la să nu furi, toată lumea fură, părinte, ci eu singurul care am pus mână. Să nu curvești, părinte, dar toată lumea greșește. Oameni suntem. Ce o să facă toată lumea, fac și eu. Și am rezolvat decalogul, vedeți? E așa de grea de înțeles Scriptura. Cui se pare că e grea, nu înțelege. E foarte simplă. Faceți tot ce vreți, spune Apostolul Pavel. Dar și nu toate folosesc. Și acum vine Hristos. Și vine El și face regulă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă-le tu lor. Vezi bârnele din ochiul tău și nu paiul din ochii aproapelui. Vezi cunoaște oamenii după fapte ca pomul după roade. Omul bun scoate cele bune din vistei inimii sale, omul rău pe cele rele. Și iarăși spune, pentru tot timpul de șer veți da seama. Vi se vor cântări și gândurile, spune Apocalipsa. Și iarăși spune Hristos.
Cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Și acela este cel ce mă iubește, numai cel care păzește poruncile mele. Din cum am interpretat eu decalogul, care poate ridica mâna sus să spună că îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu? Nimeni. Toți s-au abătut, spune David, toți netrebnici s-au făcut, nici unul nu este cel ce face bine, nici până la unul. Voi ca oamenii muriți, adică cum a căzut Adam și Eva, și ca unul din boieri cădeți, adică ca draci din mândrie. Avem justificare la tot. Deci vedeți cât de mare e prima poruncă din lege. Vedeți că învățătorul habar n-avea de toate aceste amănunte. El credea că dacă predă o lege moartă și cu asta a rezolvat totul. Aceasta este marea și întâia poruncă. Și îi spune învățătorului Hristos. Da, în aceste porunci stă cuprinsă toată legea și toți prorocii. Tu când faci un rău, oricare din ele, nu le faci împotriva apropiului tău, dacă iei numele Dumnezeu, îl jignești pe Dumnezeu dacă le iei deșert. Dacă îți faci chip cioplit, îl jignești pe Dumnezeu. Dacă nu-ți cinstești părinții, îl jignești pe Dumnezeu. Dacă nu cinstești ziua sâmbetei, jignești pe Dumnezeu. Dacă furi și mărturisești strâmb, faci rău tot aproapele. Dacă desfrânezi, tot cu aproapele. Dacă râvnești cu vicleșul, tot cu aproapele. Dacă ucizi, tot cu aproapele. Care greșeală și păcat există pe pământ care să nu-l faci împotriva cuiva? Și tu ai spui, da, dar uite, de exemplu, dacă îți desfrași fumător, pe mine mă vată. Da, dar uite ce spune în Scriptură. Să iubești pe aproapele cum te iubești pe tine. Și tocmai că tu nu te iubești pe tine, faci rău la aproapele. Că dacă tu te-ai iubi pe tine și ai ști ce înseamnă iubirea, tu n-ai putea să-ți greșești nici ție. Îmi spune acum într-o zi o doamnă simpatică, zice, părinte, rugați-vă pentru un băiat, zice, care e pe patul de moarte. Și eu întreb, zic, dar ce a pățit? Păi, părinte, a băut toată viața, zic, să moară sănătos. Și el zice, părinte, dar din gura unui preot. Doamne, dar cum să mă rog eu să moară dacă el, să trăiască dacă el și-a dorit moartea? E vina mea? Lăsă-l să bea! El singur își dorește acest lucru. Cum aș putea eu să mă pun de-a curmezișul fericirii lui pe care și-a făurit o sticlă cu sticlă și pahar cu pahar? Deci trebuie să vrei. Cel ce vrea să vină după mine trebuie să lase tot de la sine. Nu să lase casa, masa și copiii. Asta în termen monahal, când vine la călugărie. Dar în societate. Și să urmeze mie. Arată-mi mie o singură faptă bună pe care ai făcut-o în viața ta ca să-L convingi pe Hristos că-L iubești. Niciuna, nu? Rugăciune pe fugă că ne grăbim și azi neață m-au inervat doi. După ce s-au împărtășit, au zis, mergem la țară că avem treabă. Zic, azi duminica? Da, dar știți că e singura zi liberă, că facem servicii în cursul săptămânii. Și am spus, vezi că ați luat-o spre o sânt. După aia am văzut în biserică. Mi-a trecut. De ce spun lucrul ăsta? Noi nici când îl căutăm pe Dumnezeu, nu știm ce vrem. Și aici cea mai pățit învățătorul. L-a băgat Iisus într-o încurcătură de l-a pus grămadă, cu toată știința lui. Să vedeți ce spune mai departe. Și fiind adunați fariseii, acum i-a întrebat Iisus pe ei. Bă, dacă tot le știți pe toate, să vă întreb și eu una. Cum vi se pare vouă despre Hristos, al cui fiu este? Și-au zis lui, al lui David. Și atunci Hristos se întreabă, dacă sunt al lui David, David e mort, nu este. A trecut, acum e vremea mea. A, deci știți prorociile și scripturile de unde vine Mesia pe ce linie. Dacă ați ascultat, nu știți. Și după ce îi încurcă bine, le spune Hristos. Păi da, zice, dar în cazul ăsta voi călcați rânduiala și nu mă ascultați. Că iată ce zice Domnului David. Șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci vorbea chiar despre ei care călcau legea. Și deci dacă David îl numește pe el Domnul, cum îi este și fiu? Deci vedeți, ei nu înțelegeau întruparea. Nu vreau să o priceapă. Nu vreau să o primească. Nu vreau să o admită. Știm noi pe Iosif și pe Maria din Nazaret și pe fiul lor, pe fiul teslarului. Însă aceștia s-au încurcat, n-au știut ce să-i răspundă, niciun cuvânt și n-a mai îndrăznit cineva din ziua aceea să-l mai întrebe. Deci aici este foarte bine că la jumătatea postului ni s-au terminat întrebările
Și acum așteptăm doar răspunsurile. Răspunsul este simplu. Înger păzitor vieții noastre, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și în pocăință, a o săvârșit la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos, să cerem. Amin.